declarație Vladimir Putin. Nu, cred că ne-a interesat să-l auzim pe domnul Stoltenberg, care e foarte bine, e minunat ce face, spunându-i Putin, retrage-te din Rusia. Da. Vecinii, să stea liniștiți, vecinii. Da, zice, noi doar reacționăm la acțiuni neprietenoase. Păi cine decide că acțiunile sunt neprietenoase, da? Ce a spus Putin în legătură cu Ucraina? Ne simțim amenințați. Da? Așa avem noi. E ca și cum un ins merge pe stradă, vine la tine, îți dă niște șuturi în stomac, un cap în gură și după aia a întrebat, fiindcă, domne, s-a uitat urât la mine și m-am simțit amenințat. Da? Oricare dintre aceste țări poate să fie în situația să spună Putin, da, domne, nouă nu ne place ce face România în raport cu Ucraina, nu ne place ce face în raport cu Republica Moldova, de ce sancționează firme rusești, de pildă, că se pune problema acum a sancționării firmelor cu acționariat rusesc, care sunt și în România, asta e acțiune neprietenoasă. Da? Deci asta ne spune, dom'le, noi vrem acum să omorâm pe cineva și dumneavoastră, cineva care stă o casă mai încolo, ceilalți, sau un bloc stă la etajul cu tare. Ceilalți, puneți-vă pernele pe cap, dați televizorul tare, așa, și făceți-vă că n-auziți țipetele de groază. Nu deschideți ușa, nu ieșiți pe scara blocului. Nu ieșiți pe scara blocului, stați în găurile voastre. Asta ne spune, de fapt, domnul Putin. Știți, iarăși, Hitler, Putin. Acum mă uit și eu să văd asemănările. Știți ce spunea Hitler despre pactele de neagresiune? Că ăsta ce propune acum domnul Putin, spune pact de neagresiune. Dacă nu aveți acțiuni neprietenoase față noi, nu vă facem nimic. Hitler încheia pacte de neagresiune pe bandă rulantă, înainte de a produce ce a produs începând cu 1 septembrie 1939, și întrebat fiind la un moment dat, în memoriile lui apare asta, e întrebat de, nu mai știu de cine, cred că cineva din staful lui, cum e cu pactul de neagresiune, și el spune, dom'le, pactele astea de neagresiune sunt foarte folositoare ca să liniștească vitele, să nu se agite înainte de a fi duse la abator.